canalul meu, astăzi vă voi arăta câteva rujuri foarte faine pe care le-am descoperit recent. Este vorba despre rujurile de la Tua Beauty, care sunt foarte lăudate în mediul online și evident că nu puteau să ajungă și la mine și să nu le testez și eu și ulterior să vă spun ce părere am despre ele. Sunt niște rujuri lichide mate care au o rezistență de lungă durată, au niște nuanțe foarte plăcute, intense, găsiți și nuanțe de nude, dar și nuanțe de roșu aprins, nuanțe mai închise la culoare, mai vii. După cum bine știți, eu sunt adepta rujurilor nude, însă în unele situații prefer să apelez și la rujurile mai pigmentate. Am două seturi, setul mic care conține 4 rujuri de 2,5 ml, dacă nu mă înșel, dar și setul care are 6 rujuri. Tot de 2,5 ml, însă acestea au un alt design. Ambalajul este foarte drăguț, se vede că au investit foarte mult în imaginea lor. Și nuanțele sunt foarte plăcute. Acesta este setul mic. Vă voi arăta în prima fază nuanțele din setul mic și ulterior vă voi arăta nuanțele din setul mare. Voi face și un swatch astfel încât să vedeți și voi cum arată nuanța pe piele. Voi începe cu cea mai deschisă culoare, cea mai deschisă nuanță din setul mic. Deși sunt mate, să știți că nu usucă buzele, totodată le hidratează. În momentul acesta eu am deja un ruj de la ei pe buze, o să vi-l arăt imediat. Totodată au și o rezistență de lungă durată, sunt rezistente la apă. Acesta este cel pe care îl port eu în momentul de față. Mi se pare o nuanță de roz foarte plăcută, foarte blândă, așa primăvăratică. Se aplică foarte ușor, are pensulă specifică unui ruj de buze lichid. Și aceasta este nuanța. Cea de treia nuanță este aceasta. Aceasta este. Și ultima nuanță, care este cea mai închisă din setul cel mic. Mi se par foarte practice, le puteți purta în geantă, sunt foarte micuțe, atât acestea cât și celelalte care sunt puțin mai subțiri, însă sunt mai lungi sticluțele. Și aceasta este ultima nuanță. Eu le-am purtat, așa cum vă spuneam mai devreme, nu le-am purtat pe toate, nu am încercat toate nuanțele, însă am încercat varianta aceasta pe care o port astăzi și încă o variantă sau două din setul mare și să știți că rezistă foarte bine pe buze. Cam 6 ore sau chiar mai mult a rezistat fără să mai aplic eu încă un rând de ruj. Și totodată am și mâncat în acest timp, deci s-a menținut foarte bine. Acesta este setul cu 6 și vedeți că sunt puțin mai lunguțe față de varianta anterioară, setul mic. Voi testa pe mâna cealaltă.
Acesta este rujul. Și aceasta este nuanța. Acesta este preferata mea. Cea de-a doua nuanță este aceasta. A observat totodată că sunt și foarte lăudate, foarte multe persoane au achiziționat seturile acestea și sunt foarte mulțumite de calitatea lor, de faptul că rezistă foarte mult pe timpul zilei, sunt foarte bune și în cazul în care mergeți la un eveniment și aveți nevoie de un ruj foarte rezistent, să știți că acestea chiar fac față. Ups. Acesta se aseamnă ușor cu nuanța anterioară. Cum spuneam, și designul este unul foarte drăguț, arată foarte bine ambalajele, se vede că au investit foarte mult în imaginea lor, dar și în calitatea produselor. Vom trece acum la nuanțele puțin mai intense, respectiv la rozul acesta puțin mai aprins. Să știți că miroși foarte bine. Și mai am un roz. Și acesta este foarte fain. Sunt niște nuanțe plăcute, nu sunt nici nuanțe din acelea foarte stridente. Și totodată îmi place că nu usucă buzele, așa cum o fac mare majoritatea rujurilor mate. Și ultimul este un roșu, un roșu închis. Acesta merge foarte bine toamna. Foarte drăguțe sunt nuanțele lor și cred că le voi purta pe toate gențile, la toate evenimentele și la toate plimbările pe care le voi face. Pentru că are niște nuanțe foarte îndrăznețe, se aplică foarte ușor datorită pensuliței, sunt hidratante, așa cum spuneam mai devreme, au o rezistență de lungă durată, deci poți să le iei la orice întâlnire vrei, pentru că vei putea mânca, vei putea bea orice vrei tu, fără ca rujul să dispară de pe buze. Și nu trebuie de fiecare dată să te duci la baie să-ți retușezi machiajul din 30 în 30 de minute, ca să zic așa. Deci acestea sunt chiar o alegere foarte bună și sunt și la un preț, eu zic, destul de convenabil. Și mai ales pentru sezonul rece, având în vedere că sunt și hidratante, zic că sunt cea mai bună alegere. Eu nu regret alegerea făcută și sper că m-am făcut și pe voi curioși în ceea ce privește aceste rujuri foarte faine de la Tua Beauty, pe care le puteți achiziționa din linkul din descriere acestui clip. M-am gândit că ar fi mult mai util pentru voi dacă v-ați lăsa și linkul în descriere, astfel încât să-i găsiți mult mai repede în cazul în care vreți și voi să-l aruncați o privire pe site-ul lor. În momentul de față au doar aceste două seturi disponibile, respectiv setul de 4 nuanțe la 2,5 ml mai micuțe și setul de 2,5 ml cu 6 nuanțe. Sper că v-a plăcut acest clip, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați de știre printr-un like, un comentariu și totodată prin subscribe în cazul în care nu sunteți deja abonați la canalul meu. Noi ne vedem la următorul clip, până data viitoare vă pupăcesc tare tare și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!